Scump frașe sorori, tema dimineții se referă la împărăția lui Dumnezeu, la promisiunea, făgăduința pe care Dumnezeu ne-a făcut-o cu privire la împărăția sa. Pentru ca să înțelegem câteva lucruri despre împărăția lui Dumnezeu și să nu fim în confuzie, aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că sunt trei dimensiuni ale împărăției lui Dumnezeu. Dacă le confundăm, dacă le amestecăm, dacă nu le cunoaștem, atributele și natura, vom ajunge la devieri doctrinare, la erezii, erezii extrem de dăunătoare vieții de credință și bisericii de astăzi. Prima dimensiune a împărăției lui Dumnezeu este împărăția de ordin spiritual. A doua dimensiune a împărăției lui Dumnezeu este dimensiunea de ordin milenar, care se referă la mileniu. Și a treia dimensiune a împărăției lui Dumnezeu este de ordin final, care se referă la eternitate. Vedeți, atunci când Ioan și mai târziu Domnul Iisus Hristos au venit să propovăduiască Evanghelia, au numit-o Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și au spus, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. În vederea instaurării împărăției lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul a fost trimis să pregătească această cale a împăratului și a împărăției, predicând pocăința. Știți că poporul Israel, căruia i-a fost adusă Evanghelia cu prioritate, dorea împărăția lui Dumnezeu, aștepta împărăția lui Dumnezeu. Nu aștepta de la un prunc născut într-o iesle, nu aștepta să vină din Nazaret, nu aștepta printr-un om smerit și blând, călare pe un măgăruș, nu aștepta printr-un om obișnuit cu suferința, biciuit și zdrobit sub loviturile bicelor, cu o cunună de spini, insultat și batjocorit, răstignit pe cruce, mort și coborât într-un mormânt. În mod repetat, Israelul de atunci arată ce fel de împărăție își dorește. Arată atunci când îl urmează, îl îmbulzește pentru ca să-și primească vindecările și minunile, atunci când vin cu grămada ca să-i mănânce pâinile. Ispitirea Domnului Iisus Hristos în pustie are de-a face tocmai cu natura împărăției pe care o predica Domnul Iisus Hristos. Și vă aduc aminte că diavolul vine mai întâi și spune: poruncește ca pietrele acestea să devină pâine. Și Domnul refuză oferta diavolului. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te și demonstrează lucrul acesta. În cele din urmă, diavolul vine pe șleau și spune: știu că ai venit să instaurezi o împărăție. Îți dau toată împărăția aceasta în schimbul închinării tale. Însuși Pilat este interesat de aspectul acestei împărății, bineînțeles reprezentant al Imperiului, al împărăției romanilor, simțindu-se amenințat de ridicarea unui împărat, îl găsește nevinovat la toate capetele de acuzare pe care îi le-au
înșerat iudeii, dar atunci când scrie motivul condamnării lui deasupra, spune Iisus Hristos, împăratul iudeilor. Pentru că împărăția romană dorea să-și protejeze domeniul și un alt împărat era o amenințare pentru ei. Vă aduc aminte că au exploatat fariseii, preoții, cei mai de seamă, au exploatat acest aspect atunci când i-au spus: omul acesta a declarat despre sine că este împărat și noi nu recunoaștem un alt împărat decât pe Cezar. Și în virtutea acestei acuzații, reprezentanții Romei l-au condamnat și l-au răstignit și au făcut lucrul acesta pentru ca să protejeze domeniul împărăției lor. Dar Domnul Iisus Hristos nu a venit în momentul acela pentru instaurarea unei împărății materiale, ci pentru instaurarea unei împărății de ordin spiritual. O împărăție care se așează în lăuntrul credinciosului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, versetele 20 și 21. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Fariseii se pregăteau pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei studiau despre împărăția lui Dumnezeu. Credința lor, ca și a ucenicilor săraci de ei, a fost că cu cât vor fi mai religioși, cu cât vor fi mai fruntași în cunoaștere, în poziții, când vine împărăția, unde vine împărăția? Vine la ei. Ei va înălța pe ei. Ei vor fi cineva în această împărăție. Iată de ce, în momentul în care vin magii și spun împăratul de curând născut al iudeilor, Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Pentru că și-au simțit amenințate pozițiile, și-au simțit amenințată împărăția lor. Domnul Iisus Hristos a spus cu claritate despre calitatea împărăției sale, despre natura împărăției pe care el a adus-o în urmă cu 2000 de ani. Și auziți, continuăm citirea din versetele 20 și 21 din Luca 17. Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile, nu vine cu armată, nu vine cu cuceriri de teritorii, nu. Versetul 21, nu se va zice uite-o aici sau uite-o acolo, nu o poți arăta cu degetul pe hartă. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă mai întâi regenerare, regenerare spirituală, vorbim de nașterea din nou. Pentru ca împărăția lui Dumnezeu să proclame teritoriul ei în viața noastră, natura noastră spirituală trebuie să se conformeze naturii spirituale a împărăției lui Dumnezeu. Și ascultați care este natura spirituală a împărăției lui Dumnezeu. În Romani 14:17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, împărăția spirituală a lui Dumnezeu este o chestiune de caracter, de trăsături de caracter. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, cine este împărat? Dumnezeu. Și Dumnezeu este neprihănit, este sfânt, are un caracter desăvârșit și nimeni nu poate fi parte din împărăția lui Dumnezeu dacă împărăția lui Dumnezeu nu este parte din ei. Cu alte cuvinte,
caracterul împărăției lui Dumnezeu, care este caracterul lui Dumnezeu, trebuie să se suprapună caracterului credinciosului care aparține acestei împărății. A fost necesară nașterea din nou pentru acest lucru. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi, cele vechi s-au dus. De aceea nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Foarte mulți duc la extremă lucrul acesta, ca și când noi ne pierdem identitatea și nu mai existăm. Ce înseamnă nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine? Înseamnă că Domnul împărăției și-a instaurat caracterul în viețile noastre. Apostolul Pavel spunea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Nu mâna, nu piciorul, nu stăia limba, nu-ți scoate ochii, ci elimină din viața ta lucrurile care sunt în contradicție cu împărăția lui Dumnezeu. Și aici avem un contrast extraordinar de clar între împărăția lui Dumnezeu și lumea aceasta, împărăția lumii acesteia. Când vorbim de autoritate, când vorbim de fapte, când vorbim de caracter, când vorbim de porniri, când vorbim de lucrurile care contează, de priorități, de valori, lumea care este împărăția celui rău și împărăția lui Dumnezeu sunt într-un contrast dramatic, total diferit. Împărăția lui Dumnezeu adusă pe pământ este o împărăție spirituală, care se manifestă prin regenerare, prin evangelizare. Cum se extinde teritoriul împărăției lui Dumnezeu? Prin convertire, prin evangelizare. La asta suntem chemați noi. Deci după ce am fost regenerați, suntem chemați să extindem teritoriul împărăției lui Dumnezeu de la suflet la suflet, prin convertire, prin regenerarea altora. Și apoi, prin manifestarea practică a calităților acestei împărății. Ceea ce spunea mai devreme fratele Rau. Împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă este spirituală, nu este o împărăție teoretică, este o împărăție practică. Acestei împărății se văd roadele. Când am vorbit la începutul anului despre smochinul neroditor, vă aduceți aminte, am definit roada. Roada pe care smochinul nu o aducea datorită cărui fapt era în pericol de a fi tăiat, și anume roada de caracter, roada Duhului trebuie să existe în viața noastră, rod de caracter, rod de caritate, să fiți cei dintâi în fapte bune, și rod de convertire. Pavel spunea romanilor, vreau neapărat să vin între voi ca să câștig vreun rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Acestea sunt aspecte legate de rodire. Ei, împărăția lui Dumnezeu se referă la transformarea lăuntrică a vieții, se referă la extinderea împărăției prin misiune și evangelizare, manifestarea prin rodul de convertire și apoi manifestarea prin trăirea practică. Aspecte legate de caritate, exact cum am citit în Matei capitolul 25. Dacă mergem în Romani, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, atunci când Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu Nicodim, vezi, Nicodim nici el nu înțelege aspecte legate de împărăția lui Dumnezeu. Și când Domnul Iisus Hristos îi spune, trebuie să vă nașteți din nou. Dacă cineva nu se naște din nou, nu va avea parte cu mine. Adică nu e parte din împărăția mea. Omul acesta spune, deci, cum adică, n-ai voie, nu poți să emigrezi, nu poți să treci granița dintr-o împărăție în alta, decât dacă te transformi încă o dată într-un copil, te naști încă o dată în pântecele mamei tale. Cum e posibil lucrul acesta? Și Domnul Iisus Hristos îi spune următorul lucru. Ioan 3:5. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, adică din cuvânt, prin legământul botezului în apă și din Duh, o lucrare duhovnicească lăuntrică, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.
Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este și cu cine este născut din Duhul. Asta însemnând că lucrarea nu e o lucrare vizibilă, se petrece în interior, convertirea, transformarea, nașterea din nou, dar îi vezi roadele, pentru că auzi vântul, vezi rezultatele vântului, exact așa este cu nașterea din nou. Și acum, pentru că vorbeam de fapte, vorbeam de works, vorbeam de lucrurile practice ale credinței, ascultați ce continuă Domnul Iisus Hristos în conversația cu Nicodim în Ioan capitolul 3, de la versetul 18. Oricine crede în El nu este judecat, dar oricine nu crede a și fost judecat. Cu alte cuvinte, judecata finală, când este vorba despre neprihăniți, nici nu este o judecată, este mai mult o judecată în vederea răsplătirii, a intrării în eternitate. Și eu aș vrea dacă cineva mă duce la judecată, îmi spună, intră binecuvântatul Tatălui în împărăția care a fost pregătită pentru voi de la temerea lumii. Așa judecată să tot treci prin ea. Dar oricine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și acum ascultați, și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele și au dorit să rămână în trăirea acestor fapte. În versetul 20. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Versetul 21. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Acum, dragii mei, există o cursă acestei Evanghelii a împărăției, exact ca fariseii de odinioară, exact ca învățătorii legii, exact ca Israelul de altă dată, există oameni care atunci când intră în împărăția lui Dumnezeu prin nașterea din nou, ei așteaptă rezultate practice, vizibile, mai mult decât se cer în dimensiunea spirituală a împărăției lui Dumnezeu. Oamenii ăștia deja au pus mâna pe Logos și ei proclamă și declară. Oamenii ăștia au impresia că pot să proclame transformarea pietrelor în pâine. Pentru că asta este împărăția lui Dumnezeu. Nu e asta împărăția lui Dumnezeu. Nu este mâncare și băutură. Ei cred că pot să se arunce de pe strașina templului pentru că fac uz de anumite făgăduințe care la momentul ăsta trebuie înțelese spiritual și când vor fi adevărate din punct de vedere material, asta se va întâmpla mai târziu, nu acum, și aici. Sunt oameni care au luat șerpi în mână așteptându-se să nu-i muște, i-a mușcat și au murit. Împărăția spirituală nu înseamnă exhibiționism, ca să dovedim că suntem împărăția lui Dumnezeu. Grupuri de genul ăsta consideră că trebuie să pună amprenta, să instaureze stăpânirea lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu pe clădiri. M-a auzit că înconjoară o clădire de mai multe ori și toarnă un de lemn pe ea și o declară spațiul împărăției lui Dumnezeu. Au făcut asta și cu clădirea Organizației Națiunilor Unite. Frașezor, noi am inaugurat clădirea asta și am declarat-o o casă de închinăciune. Dar noi n-am turnat un de lemn pe clădirea asta. Fraților, ați fost aici când am făcut primele săpături. Ne-am rugat Domnului să binecuvinteze proiectul. Când s-a făcut inaugurarea, am făcut rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Dar n-am pus nicio piatră specială nicăieri. N-am turnat nicio picătură de un de lemn nicăieri.
Pentru că această construcție este o casă de rugăciune. Câtă vreme poporul lui Dumnezeu se închină aici după principiile și perceptele Scripturii. Ce a declarat Domnul Iisus Hristos despre templul din Ierusalim, care a fost instaurat ca centru religios al împărăției lui Dumnezeu pe pământ, în vremea lui Solomon. A spus, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Una dintre cele mai teribile drame din Scripturi este momentul în care slava lui Dumnezeu părăsește templul. Citiți în Ezechiel, e cutremurător. Îți vine să te prăpădești de plâns. Nu iese cu ușurință de acolo. A comunicat de mai multe ori poporului și a spus, în vreme ce voi vă declarați poporul meu, uitați-vă ce se întâmplă în spatele ușilor închise, dați ușa puțin la o parte să vedeți ce fac bătrânii casei lui Israel, ce fac preoții casei lui Israel. Nu mai vorbim ce face întregul popor. Și slava Domnului a părăsit locul unde era așezată pe heruvimi. A ieșit afară, s-a uitat în urmă și s-a așezat puțin pe strașină. Ar fi vrut să nu plece. Este locul unde a stat slava lui Dumnezeu multe sute de ani. Erau între slava lui Dumnezeu și popor multe făgăduințe. Făgăduințe condiționate. Anulate datorită necredinței și datorită păcatului. Și când s-a ridicat slava lui Dumnezeu și de peste templu s-a dus până pe munte. Cei care ați văzut Ierusalimul sunt locurile sfinte și sunt înconjurate de munte. Și odinioară psalmistul David s-a uitat la priveliștea aceasta și a spus, Ierusalime, ești ca o cetate întărită, înconjurată de munți. David vedea în munții aceștia protecția lui Dumnezeu, brațul protector al lui Dumnezeu. Și când se uită, mai târziu, Ieremia spune, ești ca un cazan, munții ăștia sunt pereții unui cazan în care te va fierbe Dumnezeu. S-a oprit pe munți și s-a uitat din nou în urmă. Și pe urmă a părăsit locul acela. N-a rămas piatră pe piatră. Pentru că la vremea respectivă, împărăția lui Dumnezeu nu erau clădiri dedicate, clădiri unse. Singurul mod în care poți proclama ca teritoriu al împărăției lui Dumnezeu, casa ta, familia ta, este să declari cum a declarat Iosua odinioară că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Doar așa ăla e teritoriul împărăției. Doar așa tu ești teritoriul împărăției. Declarațiile tale, proclamările tale, zicerile tale n-au niciun fel de putere. Știți care este motivul pentru care Dumnezeu face minuni și activează supranaturalul în viețile noastre? Este o mărturie a faptului că cuvântul lui este viu și lucrător și adevărat. Câtă vreme cuvântul lui este în mijlocul nostru, așteptați-vă la lucrări mărețe, nu pentru noi, nu ca să ne fie mai bine încă un an, doi ori nouă, ci pentru ca puterea lui Dumnezeu să fie manifestată pentru mântuirea altora. Și pentru ca noi să fim capabili să-L slujim pe Dumnezeu și să împlinim voia Lui. Este o mare confuzie cu privire la instaurarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ.
Iată de ce aveți foarte mare grijă la aceste mesaje. Proclam, declar, rostesc. Singurul în gura căruia cuvântul devine realitate este Dumnezeu. Dumnezeu a zis să fie și a fost. În gura noastră, cuvântul lui Dumnezeu are putere doar atunci când este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este rostirea mea, nu este rostirea ta. Încă n-am ajuns la nivelul acesta de autoritate. Împărăția spirituală se referă la ceea ce se petrece în interiorul tău, în interiorul casei tale, în interiorul bisericii, și are de-a face cu calități spirituale. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și dacă mergem în Roman, în capitolul 14, versetul 17, și spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, atunci noi nu ne concentrăm pe valorile materiale. Mașina ta este teritoriul împărăției câtă vreme o folosești spre slava lui Dumnezeu. Casa ta este teritoriul împărăției câtă vreme o folosești cu ospitalitate, cu dragoste. Buzunarul tău este teritoriul împărăției lui Dumnezeu câtă vreme îl folosești pentru proiectele lui Dumnezeu. Fim foarte, foarte atenți. Nu cumva să proclamăm o împărăție căreia încă nu i-a venit vreme. Ar mai fi multe lucruri de spus, însă timpul este aproape trecut, despre dimensiunea milenară și dimensiunea finală veșnică a împărăției lui Dumnezeu vom vorbi de seară, vom continua de seară. Vreau doar să vă rog frumos și să înțelegem că nu există nicio suprapunere la momentul ăsta între împărăția celui rău, împărăția întunericului și împărăția luminii. Este o separare totală. Asta Biblia spune, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Vezi, de-a lungul istoriei, oamenii au încercat să instaureze teritorial pe harta lumii împărăția lui Dumnezeu. Și s-ar părea că au reușit într-o anumită măsură, doar papalitatea și-a creat un teritoriu pe care l-a declarat împărăția lui Dumnezeu. Au trimis cruciade în Orientul Mijlociu, au cucerit Ierusalimul și l-au declarat Kingdom of Heaven, împărăția cerurilor. Spuneți dumneavoastră, poate cineva elimina dintr-o împărăție materială a materiei lacrimile, durerile, suferințele și moartea? Ei, când împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru și are de-a face cu caracterul Domnului Iisus Hristos, acolo au loc și lacrimi, și suferințe, și dureri, parte din ele ca Dumnezeu să-și arate slava, parte din ele ca să ne corecteze, parte din ele ca să demonstreze că îl slujim dezinteresat pe Dumnezeu. Trimitere la Iov. Dar împărăția spirituală a lui Dumnezeu nu elimină lacrimile, nu elimină suferințele, nu elimină durerile și nu elimină moartea. Când scoatem împărăția lui Dumnezeu din interiorul nostru și pretindem să aibă un teritoriu pe hartă, bine, domnul Papa, o declar împărăția cerurilor, ia să nu mai fie lacrimi, dureri, suferință și moarte. Nu poate Papa să facă nici pentru el. Mai are și el un petic de pământ acolo, cât o casă mai mare, la țară. Nu-i împărăția lui Dumnezeu.
Imperiul Roman, creștin, și așa mai departe, cucerit cât a putut mai mult. N-a reprezentat împărăția lui Dumnezeu. De acolo, din Imperiul Romano-German, au venit două războaie mondiale, cu tragedii și cu lucruri care n-au nimic de face cu Dumnezeu, cu ocultism, cu ură și cu crime. Încă n-a venit vremea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Iată de ce poporul lui Dumnezeu, când vorbește de împărăție, ar trebui să se concentreze la pocăință. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu aproape. Este o împărăție a pocăinței. Este o împărăție a nașterii din nou. Este o pocăință a evangelizării și misiunii. Este o misiune a convertirii sufletelor pierdute. Și este o împărăție a faptelor bune. Pentru străini, pentru bolnavi, pentru închiși, pentru săraci și goi. Asta este împărăția lui Dumnezeu și manifestările ei la ora actuală. Să ne ferească Dumnezeu să încercăm să facem din împărăția lui Dumnezeu, să declarăm împărăția lui Dumnezeu înainte de vreme ceea ce împărăția lui Dumnezeu nu este acum. Și cu ajutorul Domnului vom demonstra de seară când și cum împărăția lui Dumnezeu va deveni ceea ce ne dorim, așteptăm și predicăm. Dar numai la vremea potrivită și atunci când Dumnezeu va hotărâ. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, pentru harul său. Vă rog frumos, în mod deosebit, haideți să mulțumim Domnului pentru marea biruință pe care ne-a dat-o în zilele care au trecut și să ne rugăm ca procesul acesta de vânzare a bisericii să poată fi dus la bun sfârșit prin voia lui Dumnezeu. Așteptăm closing-ul. Nu mai sunt alte lucruri de verificat, de văzut, din câte am înțeles, cumpărătorii stau bine cu banca, stau bine cu banii. Nu le trebuie schimbare de zonă, că și asta ar fi fost o problemă foarte mare dacă vindeam la altcineva. Dumnezeu ne-a călăuzit, cred eu, spre oamenii potriviți, la timpul potrivit, să ne rugăm ca Dumnezeu să îndeplinească, să scoată acest proces la bun sfârșit și în toate lucrurile. Numele Lui să fie binecuvântat și lăudat, ne rugăm cu toții.